Bună ziua, mă numesc Svetlana Lungu, am 41 de ani, sunt psihopedagog, terapeut holistic, reprezentant oficial în România al grupului Chelionis Technology International și membru școlii BioInternet. Și misiunea mea astăzi este să lansez o invitație la primul seminar de BioInternet în România, care va fi organizat pe 10-12 octombrie. Și o întrebare ferească este ce înseamnă BioInternet. BioInternetul este o direcție extrem de interesantă. Noi am fost în Slovacia 5 zile ca să vedem ce înseamnă BioInternet. A fost 5 zile extraordinare, pline de emoții, cunoștințe noi, experiențe noi și ne-am gândit că România are nevoie de această informație, că a venit momentul să vină BioInternetul și în România. BioInternetul a apărut datorită colaborării între grupul Chelionis Technology International și Institutul de Modelare și Construire a Structurilor din Rusia. De fapt, cuvântul vorbește de la sine, BioInternet, adică acea comunicare, acea conexiune între tot ce este viu cu viu. Da? Și nu este secret pentru nimănui la ora actuală că fiecare ființă vie și chiar și obiectele neînsuflețite avem acea luminescență. Da? Toată lumea probabil că a auzit de efectul Kirlian. Tot avem această lumină și în primul rând noi acționăm, interacționăm cu ajutorul acestei lumine. Cu cât această luminiscență este mai puternică, mai sănătoasă, da? Cu atât mai simplu se întâmplă această comunicare. Noi toți vrem să fim fericiți, noi toți vrem să fim sănătoși, vrem să fim de succes, vrem să atragem multe resurse în viața noastră, să vină bunăstarea aceasta în viața noastră și să ne bucurăm de ea, da? Însă nu chiar așa se întâmplă, din păcate, da? Și câteodată punem o întrebare, de ce oare, da? Vrem, dar nu se întâmplă. Depunem un efort și nu reușim. De ce? Se pare că există un răspuns și totul, în primul și în primul rând, depinde de această luminescență, acea biolumină care există în noi și în jurul nostru. Vreau să vă spun că ființe vii care locuiesc în natură sunt foarte bine adaptate, da? Și atunci acea comunicare cu natura se întâmplă simplu și ușor. Din păcate, noi oamenii, datorită că am creat această lume artificială în jurul nostru, luminiscența noastră, la momentul de față, și vă spun cu toată convingerea, pentru că aproape în fiecare zi, făcând măsurători cu aparatul GDV, da, observ aceste lucruri. Și pot să vă spun că luminiscența la noi oamenii, la momentul de față, este foarte scăzută. Cum putem să îmbunătățim, cum putem să creștem această luminiscență? În momentul acesta există niște tehnologii, sunt niște tehnologii extrem de noi, da, care au fost elaborate de Institutul de Modelare și Construire a Structurilor din Rusia, sub conducerea domnului profesor Sergei Avdeev, se numesc translatorii, da? Adică cele care transmit lumină. Da? Translatorii au o structură care ne ajută să îmbunătățim viața noastră. Să știți că dacă vorbim despre modul cum arată foarte simplu, arată ca un car de plastic. Da? Însă tot ce se află încastrat în interiorul acestui car este extrem de important. Eu nu o să intru în toate detaliile, pentru că nici nu sunt un om de știință. Tocmai pentru acest lucru va veni domnul profesor Sergei Avdeev și o să ne povestească despre
acest mecanism, cum funcționează și ce se întâmplă și de ce se întâmplă, da? Un singur lucru vreau să vă spun că funcționează și funcționează în așa fel că datorită mecanismului care se află în structura acestui card, da? Se creează un anumit spațiu care ne permite să îmbunătățim comunicarea, care ne permite să creștem luminiscența, care ne permite să atragem din univers idei noi, oameni noi, să îmbunătățim intuiția noastră. Câteodată vrem să facem ceva și începem să facem, numai că la un moment dat înțelegem că ceea ce am făcut până acum nu este ceea ce vrem de fapt, da? Și ceea ce ne trebuie. Da? Însă, a fost pierdută o perioadă de timp, da? A trecut o perioadă de timp, o bucată din timp din viața noastră. E, ca să ne aflăm într-un loc potrivit, la momentul potrivit, dar ne ajută acel translator. Sunt mai multe feluri de dispozitive pentru orice persoană și pentru orice situație. O să aflăm mai mult iarăși, mă întorc la ideea seminarului și aș vrea să vă invit la acest seminar cu mare drag, pentru că în afară de această direcție de tehnologii noi, despre care v-am și vorbit, există și alte direcții în bio-internet. În bio-internet există o direcție care ne ajută să construim și să modelăm structuri de lumină în timp și spațiu cu ajutorul corpului nostru. Da? Este ceva foarte interesant. Vom experimenta iarăși la acest seminar. Și încă o direcție care se numește vederea intuitivă. Vederea intuitivă, ea își spune că este o direcție aparte, pentru că este foarte complexă, foarte mare. Aici vorbim despre niște exerciții pentru epifiza noastră sau cum se numește ea, cu alte cuvinte, cred că ați auzit toți despre al treilea ochi. Deci există niște tehnici speciale ca să lucrăm cu această vedere intuitivă care ne ajută extrem de mult în viață. Am văzut în Slovacia copii de la 6 până la 12 ani care citesc cu ochii închiși, care se dau cu bicicleta cu ochii închiși, care văd ce se întâmplă în altă cameră și datorită acestor exerciții, în afară că văd, da? Pentru că câteodată stăm și ne gândim, da, ok, vede ce se întâmplă în altă cameră sau știe ce se întâmplă cu ochii închiși, cu ce ne ajută. Vreau să vă spun că ne ajută foarte mult pentru că copiii noștri devin mult mai intuitivi, ceea ce crescând îi ajută în viață foarte, foarte bine. Încă un lucru care vreau să vă spun că la un moment dat vom aduce aceste tehnici și în România. Deja ne gândim la un curs mare care va fi destinat special vederii intuitive. Vom lucra și cu adulții, însă noi adulții avem bagajelul nostru care, din păcate, câteodată nu ne permite să percepem informația atât de repede și atât de rapid. Însă vreau să vă spun că se poate. Se poate, fără nicio problemă și veți experimenta și dumneavoastră. Ok, deci mă întorc la ideea seminarului. Vreau să vă invit cu mare drag la acest seminar să ne alăturați, să exersăm împreună, să experimentăm împreună, să ne simțim bine împreună, să facem această lume mult mai frumoasă, să facem viața noastră mult mai frumoasă. Ce vrem să facem înainte de seminar și aici aș vrea să fiți foarte atenți pentru că vom organiza săptămâna viitoare întâlniri deschise de o oră jumătate cu scopul a da mai multe detalii despre domeniul bio-internetului și jos o să vedeți link-uri, numerele de telefon, da, unde puteți să ne sunați și să ne spuneți dacă doriți să participați la aceste întâlniri. O să vă anunțăm în ce locație va fi această întâlnire.
Preconizăm ca să facem două zile la rând aceste întâlniri deschise. Din principiu vor fi de la ora 6 după o zi de muncă, ca să fie accesibilă pentru cei care vor să ajungă și să vadă această informație. Deci mai jos, iarăși vreau să repet, puteți să găsiți niște link-uri cu mai multe informații și cu să vedeți numerele de telefon pe care puteți să ne contactați. Vă mulțumesc încă o dată, vă doresc o zi extraordinară, plină de lumină, de iubire, de ce doriți dumneavoastră, da? Și vă așteptăm la seminar. Vă îmbrățișez.